Ploaia a stricat planurile de distracție pentru 1 iunie, când este marcată Ziua Internațională a Copiilor. Autoritățile capitalei au anunțat că din cauza timpului ploios, evenimentele au fost amânate pentru sâmbătă 5 iunie. Manifestările cultural-artistice vor începe la ora 10 dimineața și se vor desfășura în mai multe locuri din Chișinău. Sâmbătă dimineața, copiii sunt așteptați în Piața Marii Adunări Naționale pentru a decora cu desene un troleibuz. Odată, micii cetățenii vor avea parte de concerte și programe distractive în parcurile Alunelul, Valea Trandafirilor, Dendrariu și la Izvor. Activități similare vor avea loc și pe aleile de pe bulevardele Moscovei și Mircea cel Bătrân.